Vă pup, dragii mei, la un nou episod de Fiță cu Adiță, unul cu foarte mult suporter aici în spate, pentru că așa cum ne-am obișnuit și la primul episod, Biju al nostru vine cu toată trupa, toată echipa, nu? Toată naționala, nu? Cum zici? Echipa României. Echipa României, da. Puterile mele. Și mai ai două puteri, adevăratele tale puteri, dar așteaptă puțin că vreau să fac și eu niște mulțumiri, în primul pentru Gabi Țăran de la Royal Palace. Eu am filmat foarte multe episoade aici, este un salon de evenimente, de nunți, de botezuri, de ce vreți voi, exact cum trebuie, recomand din suflet. Eu de fiecare dată, ați văzut la mine pe emisiuni, se mănâncă în draci. Da, ai mei râd că a fost o problemă tehnică și de-aia râdem. Recomand Meat and Bread, vin aici și filmează. Sunt băieții din Tunari. Din punctul meu de vedere, cea mai bună carne din Pipera Tunari din zona asta, deci Meat and Bread. Ce vreți voi, mici, pastramă, cârnăcior, recomand din tot sufletul meu. Bun, acum începe Fiță cu Adiță. Alături de mine i-am pe Biju, care este ocupat. Te macină ceva, nu-mi place. No, nu mă macină nimic, așteptam să termin cu recomandările și le mulțumim și noi pentru... Da, platourile astea frumoase, platourile astea minunate. Uite, bread și mâncăm după aia. Aștept să gustăm și din vin. Asta este căpșunica făcută de mine aici în Tunari. Nu vă mint cu nimic, jur. E făcută de mine. Te cred, știu că ești un băutor mersi, pretențios. Hai să vezi ce ți-am punem aici. Așa. A băut londonezul de aici. Spun ție. Ăștia mici n-au voie, da? Eu beau apă. Tu bei apă. Bun. Și acum merge să dăm start la Fiță cu Adiță, cu Biju și comorile lui. Te pupă fratele tău. Mamă, ce talent! Și acum tu vreau să-mi prezinți... Viața asta e un șpriț. De ce nu scoți o melodie cu asta? Viața asta e un șpriț. Păi acum mi-a venit ideea. Păi hai să o facem. Apar și un videoclip. Apari? Poate intru și eu locul așa în training, dacă apar și eu un videoclip. Facem Johnny Nebunul în varianta a doua. Mamă, Johnny Adiță Nebunul. Ai melodia ta? Păi vezi că o bași și azi. Ok. N-ai cum. Deci, dragilor, începem cu ăsta mic. 11 anișor, da? Dani Costache pe numele lui. Da. Și numele de scenă? Numele de scenă? Te rog. Lil Dani. Lil Dani. Lil Dani, mă. Un fel de trapper așa sau ce? Da, de la trap vine numele. Și aici deja locul 1 în trending. Încă și încă sunteți locul 1? Da, încă suntem 1. Da, da. Tony One. Au trecut 2 săptămâni. Da. Și încă locul 1. Și suntem tot pe locul 1. Da, bravo, locul 1 pe YouTube și pe toate platformele de streaming. Bravo, bravo. Și aici, drăguțul nostru, Tony One, pe el cred că el mai a apărut. Dar cred că Dani e prima dată când îl văd. În emisiune? Cred că e prima dată când vedem formula asta, nu? Acum, înainte să vin aici, recunosc la găbița noastră, am văzut niște trofee pe acolo și am vrut să fac și o aroganță asta. Să-ți dau și eu un trofeu, nu l-am cumpărat, l-am furat de aici. Asta e vultur, să nu se înțeleagă greșit. Așa. Deci nu e... Și ce, pentru mine? Da, frate, pentru loialitate, că mereu de câte ori te-am sunat, de câte ori am avut nevoie de tine, ai fost lângă mine. Mulțumesc, mulțumesc. Frumos, mare drag, păi da, mie ești un prieten drag. Să te primești de loialitate. Și acum începe. Bun. Bun. Și vreau să-mi spuneți. Biju. De fapt, nu, vreau să încep cu Dani. Dani, fii atent, ne jucăm. Vreau să-mi spui dacă vreodată i-ai furat bani din portofel tatălui tău. Niciodată. Oh. De ce? Întreabă-l. De ce? De ce nu mi-ai furat? Pentru că când ai nevoie de ceva... Îi cer lei și îmi dă imediat. Tu, Tony, ai mai... Nu, nu niciodată. Și nici măcar din magazin nu-mi fur nici un obiect, nimic. Bun, s-a dus mai departe. Da. Dar cum, cine a avut, tu ai insistat să cânti cu tatăl tău să faceți melodia asta sau pur și simplu, cum a apărut melodia asta? Chiar sunt curios. Da, mie mi-a venit ideea prima oară. Da? Și după aceea el a fost de acord, i-a plăcut ideea. Știu că și tu erai pe trap. Da, eram pe trap până în septembrie. Nu? Da? Și din septembrie am început să mă duc la evenimente cu tata. Și cum e, frate? Îmi place mult mai mult. Da? S-a schimbat viața în bine. Serios? Total în bine, da. Și pe gagicăreală? Da, din toate punctele de vedere. Acum te-aș întreba și eu ceva, dar nu e bine că... De ce? Întrebam și eu așa, dacă ar fi... Întreabă. Cine ar fi mai gagicar dacă ar fi să fie vreodată, să nu mai... Să fie singur, Biju, așa, ca talent, ca asta. Stai că tu sau tu? Păi tocmai am pus un... O postare, da. O postare acum. Ia vezi, tati, cum stăm. Avem vizualizare? Tocmai am pus o postare acum, o poză și am întrebat fetelor, eu sau Tony? Și ce răspuns aveam acolo? Dar i-am spus să-și ia răspunderea în fața soției mele, în fața numai căsa, el a venit cu ideea. Băi, acum te dau și eu din casă, înainte să înceapă emisiunea, l-a sunat soția și a zis să mănânce băieții, cum a zis, da? Să-i dai să mănânce la băiat? Da, cum. Corect? Să nu. Ce spune șefa aia? Ce alegere dificilă.
Deci, dificilă mâncați și de-abia e pe piață. Da. Adevărat, stai bine pe gagicărele ăla? Că acum ai 18 ani, nu mai putem să... Mai puțin și faci 18 ani, deja ești... Cred că tactul la vârsta ta era însurat, dacă nu mă știu. Da. Nu? Da, 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 da. Era însurat. Nu, la 18 ani, el încă n-a plinit. Da, da, la 18 ani. Mai face 2 luni, 3 luni, nu? Cam așa. În septembrie. În septembrie, nu mai. La 18 ani m-am însurat și la 21 s-a născut Toni, când aveam 21. Ce frumos. Păi cum, frate, că tu ai 28 de ani, nu înțeleg. O să am 28, frate. Stau și eu cald de mă, poate. Primești și eu ceva. La dedicație, cum ar veni? Am 38 și o spun cu mândrie. Pentru că am o soție frumos. Minunată și doi băieți la fel de minunați. Mă mândresc cu ei. N-ai cum. Dar uite, vă întreb pe fiecare. V-a ajutat mult că sunteți băieții lui Biju? Pe la școală, prin diferite circumstanțe? Nu neapărat. Nu neapărat, nu? Pentru mine, da. Pentru tine, da? Da. În foarte multe situații. Acum ar trebui să și dezvolte puțin, păi, Dani, cred, da, pentru că dacă a zis că n-a contat, eu știu la ce s-a referit, are mai multe emoții decât noi, eu am emoții că sunt cu ei în emisiune, eu cred că s-a referit că nu neapărat a contat, pentru că este un elev de excepție, are o mamă care i-a dat o educație destul de bună și, adică, și dacă nu era băiatul meu, tot la fel de respectat era și tot la fel de inteligent. Uite cât de mult pun părinții voștri pres pe învățătură. La când vine vorba mult. De voi. Foarte mult. Sunt la Dinul Patii, la liceul Dinul Patii. Frumos. Da, am făcut 8 ani pian și acum din a noua, de la liceu, sunt la canto, la jazz. Jazz, frumos. Da. Am văzut că și Dani s-a jucat la orgă înainte să începem. Că și el la Lipati. Da, și Dani la Lipati. Și bănuiesc că și tu ai făcut pian, nu? Sau ceva? Încă face. Încă face, nu? Da. Deci învățătura pe primul plan, Biju, nu? Da. I-am spus băieților, cu cât ia o notă bună, cu cât profesează mai bine la pian, că cu aia mulțumește mie. Atunci când mi-aduce o notă bună acasă, înseamnă tati, te iubesc. Și probabil că și atunci îi premiezi cum trebuie. Eu le fac toate poftele, că sunt viețile mele. Păi stai să întrebăm, vă face Costel Biju toate poftele? Da. Uite, ultimul cadou primit de la tatăl vostru. Când l-ați primit, ultimul? Ultimul cadou? Și ce a fost? Acum câteva zile am primit un parfum de la el. Bun. Da. Și tu, Dani? PSG5. Opa, opa. Dar tu ești și fotbalist, nu? Sau am greșit, da? Unde joci? Cum mă, eu ți-am luat PSG5 sau Moș Crăciun? Tot aia. Hai, mă, mai. Să fie tot aia. Moș Crăciun, nu, eu i-am cumpărat hăinuțe în ultimul cadou. A, Moș Crăciun i-a adus, nu? Moș Crăciun i-a adus PSG5, da? A, mă, frate, că e mare. A, da, Moș Crăciun, corect. Frumos! Sunt momente când simți nevoia să vorbești cu el, să-i ceri sfaturi, să te sfătuiești cu el, se întâmplă des chestia asta? Da, de foarte multe ori. Uh-huh. Mai ales acum, de când m-am apucat de cântat, îi cer foarte multe sfaturi din acest punct de vedere. Uh-huh. Dar uite, când vine, de exemplu, se întâmplă să vină tatăl vostru obosit de la o cântare, poate, eu știu, puțin supărat, cum reușiți voi să-l treceți în starea aia de bine, știi? Starea de familie, de căldură. Există vreun anumit ritual, nu știu, lei în brațe, tată? Da. Și înainte să mă duc cu el la evenimente, când venea acasă eu eram treaz, pentru că dorm numai dimineața, m-am obișnuit prost, și de fiecare dată când venea acasă, stăteam cu el pe telefon, nu mai stăteam pe TikTok. Uh-huh. Sfaturi. Da. Mai jucam FIFA. Dar ei îți dau ție sfaturi? Se mai întâmplă? Vestimentare. Serios, da? În primul rând, da. Că sunt bine ai noștri. De-astea, zi, promovările pe TikTok, pe Insta, pe alea. Păi, sunt convins că ei sunt... Marketing. Da, marketingul, da, asta vreau să zic. Ei sunt pe marketing bine, că am văzut că amândoi sunteți destul de viral și vă ocupați de treaba asta cu YouTube, nu? Au milioane de vizualizări. Da, știu amândoi, da. Întrebare pentru toți trei pe rând. Biju, ți-ai dezamăgit vreodată băieții? Băi, așa direct, nu. Poate că am lipsit mai mult de acasă, poate doar în sinea mea este că i-am dezamăgit, dar așa să-i supăr, să fie dezamăgiți de tatăl lor, niciodată. Nu am cum să te dezamăgesc. Mai bine aș renunța la orice, aș renunța la mine decât să-i dezamăgesc pe ei. Au fost momente când, eu știu, i-ai certat și după aia i-ai regretat? Sau... Da, așa, da, dar i-am certat tot pentru binele constructiv. Lor, adică constructiv.
Uh-huh. Înțelegi? Da. Chiar dacă m-am făcut supărat pe ei, chiar dacă m-am făcut mai nervos, eu mă întorceam sau mergeam în camera mea și poate plângeam tot eu sau poate... Așa știi? Sunt și eu cu filmul ce pentru educația lor, trebuie să fii părinte în adevăratul sens al cuvântului. Uite, când mai aveați voi câte o supărare așa, tată, fiu, cât ține o supărare la voi? Păi 10 minute. 10 minute? Da. Da, pentru că știu să le explic, știu să vorbesc cu ei. Ei înțeleg că nu trebuie să mă supere. Le explic cu toată ființa mea, cu tot sufletul. Și îi rog din în același timp să înțeleagă, pentru că mai mult ca mine și decât mama lor, nu poate să iubească nimeni pe fața pământului. Da. Cât de sub altă ordine de idei, unde nu știu eu, unde nu știu ce am spus, când e vorba de update sau de astea, unde nu știu eu, eu și eu la rândul meu întreb pe ei. Uh-huh. Dar ce ține de părinte, copil, trebuie să mă înțeleagă și să mă asculte. Uite, sunt ei slăbiciunea ta în viața asta? Băieții tăi sunt slăbiciunea ta? Da, cea mai mare slăbiciune. Totul meu. Fiecare respirație, fiecare clipire pe care o am, înseamnă Toni și Dani. Cât de mândru ești de ei? Mândru până la Dumnezeu. Dacă se poate, dacă pot să mă exprim așa. Uh-huh. Adică maxim de mândru. Voi cât de cel mic sunt mândru că este minunea noastră de la Dumnezeu și este îl divinizează pe Toni. Așa? Și de Toni sunt mândru că este un copil bun, un copil cu minte, un copil care a ascultat de sfaturile părinților, educația pe care i-a dat-o mama lui și este un copil exemplu. Uh-huh. Nu că este al meu, cei de acasă, cei care urmăresc și îl cunosc pe Toni știu că nu am exagerat cu 1% din tot ceea ce am spus. Toni este un copil exemplu. Iar Dani, la rândul lui, îl divinizează pe Toni și este copie. Dar sunt diferiți? Sunteți diferiți? Nu, suntem la fel. Da? Da, și la muzică gândim la fel, la tot. Aveți aceleași pasiuni, gen? Da. În afară de muzică, bănuiesc, el, dacă face fotbal, bănuiesc fotbalul. La fel și eu. Și am făcut fotbal când eram mai mic, da? Dar nu m-am ținut. Spun eu să facem puțin divertisment așa, da? Că văd că prechindelul ăsta nu vorbește. Are emoții. Dacă Toni ține cu Steaua, da? Și mâine ține cu altă echipă, și nu vreau să dau nume la altă echipă, că Steaua e șepa. Steaua. Așa? Să susțește și ăsta. Dacă Toni ascultă un gen de... Mâine dacă Toni ascultă rock, ascultă și ăsta. Da. Nu recunoști, nu? Asta e bine. Nu recunoști. Uite, lasă-mi să-l întreb pe el. Dani, este Toni un model pentru tine? Da. Uite, ce sfaturi îți dă așa frățiorul tău mai mare de viață? Asta e, să vorbești și tu mai mult, nu mai da și nu. Lasă-mă că el e simpatic și... Iar emoții, frate. Are carismă. Are 11 ani, ce vrei. Se ferește foarte mult de mine cu gagicile. De fiecare dată când vorbește... E mai gagicar ca tine, stamic. Da. E mai gagicar ca tine. De fiecare dată când vorbește cu o fată și mă uit în telefonul lui, iese de pe conversație. Nu, no, Toni pare eu, e cu minte ca tine. Spune-o de Toni ce sunt de cu Toni. Toni este prea pretențios. Și asta îmi place cel mai mult la el. Da. E bine, frate. Mi-a arătat o grămadă... De fapt, am văzut eu o grămadă de fete care... Îi scriu care doar... Și sunt... Le selectează. Dacă le vezi tu... La anii tăi, dacă le vezi, adică, mă, tu dacă le vezi, leșini. Și el zice că nu sunt prea wow, știi? Adică e bine, frate. Pretențios. E bine, frate. Dar uite, ai venit cu vreo fată până acum acasă? Să o prezinți părinților? Nu. Eu am acum în cap cum o să fie momentul ăla, cum o să fie bijul, parcă îl văd, pac, să-l îmbracă frumos, face masa, nu? Pregătește un grătărel, ceva, când o veni cu fata acasă. Dar aș vrea. Dacă o iubește el, o iubesc și eu. Aș vrea mai repede, pentru că îmi place foarte mult că tata e un tată tânăr. Vezi ce frumos e? E foarte bine asta. Și așa am dorit și eu să fiu cu fiul meu în viitor. Deci, aceeași diferență de vârstă. Bravo. Păi înseamnă că trebuie să găsim ceva. E să te pui ca prietenul meu, tata. Vezi ce înseamnă? Cel mai bun prieten al meu. Și eu pe tine. Deci stai că mi-a plăcut asta. Dar e că tu ești cel mai bun prieten al tău? Da. Mă înțelege frumos. În orice. Frumos. Frumos. Foarte frumos. Dragilor, noi o să și cântăm astăzi, nu? Bineînțeles, după aia revenim asta și să facem cel mai bine. Nu, sunteți tu, bijul e ce trebuie toată viața, iar ai tăi sunt minunați și nu dau nicio caldă că... Mulțumim frumos! Și educație frumoasă și frumoșei. Mulțumim frumos, Adi, mulțumim! Frumoșei și ce trebuie. Și ce o să facem, dragilor? Pentru că îmi face semn al nostru, uite când mai poate, o să și mâncăm platourile astea. Să iau și aplauze. Cântăm, mâncăm platourile astea, da? Da. De la Meet & Bread și după aia...
revenim și stăm de vorbă, nu? Da, băiatul care a făcut semn este, este băiatul care are grijă de, de, de formație. Ca are și trei crime, așa ca a zis. Ca și protecție. A glumit? Nu știu dacă a glumit. Îl se numește Cristi Londonezu. Păi să luăm astea de aici, dacă n-a glumit. Cristi, te rog. Deci, dragilor, cântăm, mâncăm și revenim, nu? Cel mai frumos așa. Cum vrei tu. Băgăm, mai beau, mai servesc puțin asta. Și eu o să stau lângă voi, deci băgăm piesa care încă este locul 1 în momentul în care se filmează Fiță cu Adiță. Piesa asta este încă locul 1 în top, da? În trending. Și dacă o să o depășească vreo melodie, o să o depășească cu, cu bani. Am adică înțeleg. Ăștia bag bani în YouTube ca să ne întreacă pe noi, înțelegi? Deci se cumpără de alea vizualizări sau ce se întâmplă? Da. Serios? Dar noi nu am făcut așa. Cine poate să probeze, dacă se poate proba, tine să probeze. Și eu la fel, dacă vreau, nu, totdeauna mi-a plăcut, să, mă mulțumesc. Să știi, și să știi valoarea. Se știe după TikTok. E plin TikTok-ul cu... cu piesa noastră. Da, dar mi se pare să minți dacă îți cumperi de-astea. Adică nu mai... Unde mai e valoarea ta? Unde îți mai vezi? Să știu ei care fac așa. Da, nu, nu, nu știu că nu ne interesează. Noi nu cumpărăm. Să fie păcatul lor. Hai, haide băieții mei, hai să-i și prezentăm. Haide, veniți încoa. Mai facem o dată prezentarea, pe mulți știu. Regele României Marius Mehmet. Îl cunoaștem deși de Diara number one. Cu mare drag. Frățiorul lui, motorul formației, Ionuț Mehmet. Gheorghe. Marius Sultanu. Prietenul tău. N-a mai reușit să facă nuntă că a fugit soția. N-am, ce s-a întâmplat? Că tu ai sau cine ești? Întreabă-l dacă ești curios. Ce s-a întâmplat? De ce n-ai mai făcut nuntă? Aici? S-aude că vorbește tare. Am acasă la Timișoara. Așa. Și soția mea n-a vrut să se mute cu mine la Timișoara. S-a mutat la Constanța cu altul. Aici fată cearta. Te iubesc! Pe Lin, așa, știi? A, de la vinul meu? De aceea se numează pe Lin. Deci, și a dat să guste când am ajuns. Din cauza la vin am mai, da. Pe primul plan. Și a gustat puțin din el și am plecat la Timișoara. Și n-am mai vrut să mai vină. Deci din cauza mea v-ați despărțit. Urât. Neapărat. Urât. Asta-i. Te iubesc, bă, omule, bă. Acolo ce avem. Asta e un șpriț. Salut. Andreea Sforan. Omul cu care împachetează sound-ul cu Viori. Bun. Și un keyboard number one. Maestru Iorgu, sunetul României, finul lui Costel Biju. Ia spune eu ceva ce a făcut omul înainte să înceapă emisiunea, dar nu e bine. Ce a făcut? Au jucat jocuri de societate. Și el a început, dar nu zic mai mult. Nu știu, în timpul liber au voie să facă ce vor. Vezi că acolo le-a luat toți banii, dar nu e bine să vorbim despre astea. Deci acum cântăm melodia care este... Părinte, nu-l mai prezint că ai zis tu de la început, să nu creadă, frate, nu am ceva cu el. Toată lumea știe, părinte. Bun. Let's go!
Ha, ce bine și și 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 ha. Nu uitați că eu sunt Lil Dani și oricâtă pauză aș face, tot eu rămân regele. Hai. Am revenit de la Royal Palace, platourile de la Meet and Bread au dispărut, s-au mâncat, ai noștri sunt sătui, au... E bine? E bine. Am revenit în direct și în reloare. Biju, emoționant, frate, pentru tine, emoționant moment. Mai ales partea de o acosta mică. Da, da, pentru că pe Tony îl știu, merge asta cu mine Tony, de câteva luni de zile. Da. M-am obișnuit cu el pe scenă. Acum, când l-am văzut pe ăsta mic, și eu și Tony ne-am... Am rămas uimiți, plăcut. Da, Tony l-a filmat tot timpul. Da. Păi e băiatul lui, e puiul lui. Timid, timid, dacă n-ai băgat mâna pe microfon, gata. Fuf, au dispărut emoțiile, a? Da. Acolo te simți cel mai bine când cânti? Uite, vreau să vă întreb și eu ceva, că să dăm și un pic de sarici de piper la emisiunea asta. Nu vreau foarte mult, că nu vreau după aia să vedem comentarii de alea proaste de la oameni, știi, răi. Dar, totuși, vreau să vă întreb și eu ceva. Vreau să-mi spuneți fiecare un defect al tatălui vostru. Ceva ce nu vă place la el, că trebuie să fie ceva. Dani, dacă îți vine în minte ție, să spui. Nu vine nimic. Cum? N-am niciun defect? Defect. Ați fi să-ți fac un port. Vedeți ce defect mare am în fața voastră aici? Boilerul? Hai mă, că tu ăla-i talentul tău. Băi, dacă mă vedeți perfect, vă iubesc și mai mult. Cu totuși că nu se poate să vă iubesc mai mult pentru că vă iubesc maxim. Tony Zil, că îl simt. Adică, un defect. Da. A lui. Așa. Pe care îl consider eu defect, acum nu știu dacă e defect neapărat. Și când este în vacanță, când este liber, tot cântă. Deci stai că tu și în vacanță cântă? Da, cu noi așa. Nu poate să se abțină din cântat. Uh-huh. Și cântă așa cu noi. Dar uite, de exemplu, dacă mâine n-ar mai cânta, ce l-ai vedea pe tatăl tău să facă? Vlogger. Bă, lasă-mă. Da. Nu ce râd de fractul. L-aș vedea vlogger. Zic eu. Să ocupă cu blogări, să se ocupe cu blogări. A, să construiască? Da. Păi vezi că ăsta, vezi că ăsta e un sfat bun de la Fitu, de la Dani. Înseamnă că știe el ceva. Ai spus că ți-a venit în minte un defect, nu? Prea cheltuitor, zic. Mă, crezi că n-am știut până acum că a luat seama la chestia la bani, asta? La bani. Bine, frumos, frumos. Da. Dar pe ce sparge cel mai mult tatăl tău? Pe haine, pe ce sparge? Sau? Da, pe haine. Are boală la haine. Ai boală la haine, aia? Ceasul? Îmi place, da. Ceasul îmi place să fac shopping. Poftic, ceasul l-am văzut de aici. Nu e bun. Nu e bun, nu? Uite, bravo, uite. Cu asta că nu e bun ceasul,
răzeala asta frumoasă. Bun, acum te întreb invers. Da. Era ceasul fake. Da. Credeai că e fake la mâna mea? Niciodată. Bă, te întreb serios, Adi. Păi, nu mă, frate, cum? Și atunci cum, e bun sau nu e bun? Păi e bun, nu? De ce, că e la mine la mână? Păi și luai tu fake, luai de la porbagaj, unde luai tu ceas? Păi dacă oricum lumea crede că e bun, dacă e fake, de ce să nu-l port? Ia uite cât e de frumos, puteți să apropiați? Păi, adevărat e fake? Păi da. Uite, uite ce frumos e, dar e o copie mai bună. E o copie bună. $500 din Turcia. Antalya, când ai fost în vacanță. Din Turcia, da. Am un prieten care face Turcia. Dar uite, foarte, m-ai dus în zona asta frumoasă, rău, pentru că tot se poartă acum, e la modă pe TikTok. Întreabă diferiți adolescenți prin mall ce ar face dacă ar primi de la părinții lor haine fake. Și sunt fel de fel de da, răspunsuri. Da, am văzut ceva de genul, nu? Da. Ai văzut. Și acum vă întreb și eu, ce ai face dacă ai primit de la tatăl tău, uite, un ceas fake, tu, Tony? L-aș purta cu același drag. Lasă-l să zică, de ce te baci? Ce ar face el dacă ar primi de la tine un ceas fake? Lasă-l să zică. Dar vreau să fii sincer aici. Da. M-aș bucura. Serios? Pentru el, da. L-ai portat că e de la taică-tu. Da, exact. Tu, Dani, dacă, eu știu, ți-ar aduce o bluză și știi că nu e bună. Tot aș putea. Serios? Vezi? Orice cadou îl apreciez. Contează să fie cadou. De- și să fie de la tatăl tău. Da. Adi. Nu, de la oricine. Da, da. Apreciez un Adi, cadou. Adi, mi-am educat copiii în așa fel încât să aprecieze orice gest primit de la noi, de la părinților, știi? Adică acum dacă putem și avem posibilitatea să luăm și luna de pe cer, nu ne batem joc de bani. Pentru că banul meu este muncit cu vârf și îndesat, crede-mă, de la oboseală, de la stres, de la toate cele. Și știi ce ești de apreciat? Că uite și pe Tony, fiind mai mare, îl iei cu tine la cântări, adică să-l înveți să facă bani, nu îl ții, eu știu, să nu facă vreau nimic. Vreau să-l duc pe drumul ăsta, pe drumul ăsta, pentru că este un drum frumos, un drum... o muncă cinstită, da. Înțelegi? Și de asta, fiecare părinte îi vrea binele copilului său. Cu cât de mult vă susține doamna în tot ceea ce faceți, mama voastră? Să răspunde ei, nu? Da, da, da. Foarte mult. Adică pune preț, bănuiesc că și pe carte, că dacă sunteți la un liceu foarte bun din București și asta, dar vă și susține în muzică? Da. În orice ceea ce facem. Da. Păi, ea și-a pierdut ani din viață. Ducându-i la cursuri, la școală și așa mai departe. Dar știi, întrebarea veche, pe cine iubești mai mult, pe mama sau pe tata? Pe Dani. Vezi că a răspuns 100% corect. Pe Dani. Și la fel. Și cel mai mult din lume. Uite, mă, frumos. Te-ai zăpăcit? Cum ai zis? Te-ai zăpăcit? Dar cel mai bun sfat pe care îl primiți de la mama voastră, că ea nu este aici și sunt curios. Da, cel mai bun sfat să fim cuminți și modesti. Vreau să transmită și părând câte un mesaj. Mamelor. Da, da. Te iubesc enorm de mult. Ce frumos. E posibil ca mama să lăcrimeze când o să vadă emisiunea, a? Sigur. 100%, a? Sigur. Și Tony. Tu, Tony, ce îi spune mamei tale? Știi deja că te iubesc foarte mult și vreau să-ți mulțumesc că arăt atât de impecabil în fiecare zi. Frumos! Frumos! Minunat, Tony! Și acum și al nostru. Să-i transmit eu să-ți iei mele? Da, da. Eu în fiecare emisiune fac gestul ăsta. Nu există emisiune fără să pomenesc de soția mea și nu exist eu fără ea. Vrei să zic mai mult? Eu cred că deja a fost o declarație destul de frumoasă. Nu. Te iubesc, mi-e dor de tine și tot ce înseamnă viață și fericire pentru mine înseamnă tu și copiii noștri. Foarte frumos. Și acum vreau să întreb și eu, ți-am zis, să dăm un pic așa de piper la emisiune. Regret vreun gest față de soția ta de când sunteți împreună? Dacă regret vreun gest făcut de mine? Față de soția ta. Față de soție. Da, am lipsit mult de acasă. Tu știi mai bine ce înseamnă să bei un pahar în plus, să rămâi lași prins cu băieții. Dar acolo îmi găsesc și eu relaxarea, nu liniștea, că liniștea adevărată în adevărat la cuvântul este acasă. Acolo îmi găsesc și eu cu prietenii mei, mai râdem, mai vorbim, mai râdem, mai ascultăm muzică, atât. Important este că sunt pe drumul cel bun și nu vreau să mai pierd nicio secundă
pe străzi, cum vine vorba aia. Vreau să petrec cât mai mult timp din viața pe care mi-a rămas cu ea și cu copiii mei. Frumos. Uite, apropo de stradă, i-ai învățat pe băieții tăi că e și bună școala de pe stradă? Da, păi de-aia l-am luat pe Toni cu mine pe stradă. Să învețe strada. E foarte importantă strada. Da, uite, fii atent, facem un exercițiu de imaginație. Dacă vreodată ai afla că, nu știu, Toni a mers la casino și a spart o sumă de bani. L-aș pune la o masă cu mine, aș sta să explic cât se poate pe înțelesul lui, că nu este bine, că nu duce la nimic bun. Eu personal am atâția, am 38 de ani și am umblat peste tot în lumea asta și am avut de-a face cu fel și fel de oameni. Nu am cunoscut jucător să rămână câștigător. Nu există. Oricât de mult câștigi, vrei să câștigi mai mult. Și atunci mărești miza pe pariu și așa cum mai câștiga din întâmplare sau din prostie, da, banii se pierd la jocuri. Banii se strâng. Exact. Nu se pariază. Atunci când știi să ai grijă banului, atunci vei avea bani mulți. Uite, asta vreau să întreb pe tine, Toni, că aproape de faci 18 ani. Mai este la modă în rândul puștanilor chestia asta să meargă la o păcănea, la un joc, la o... Că noi așa am crescut, suntem de o seamă Biju și noi așa creșteam, așa eram noi, așa am fost. Da, da, eu n-am obișnuit. N-am mai obișnuit, fratele meu. Pariuri la unde asta, nu știu. Nu, nu, n-ai avut asta, nu? Da, în ziua de azi, de gen colegi ai tăi sau se mai duc? Da, cunosc foarte mulți. Da? Deci încă e o chestie asta. Dar nu m-am lăsat niciodată, nu știu, influențat de anturaj. Influențat, da. Da. Și n-ai fost niciodată, n-ai. Nu, nici măcar. Tu ai vreun viciu? Vreun viciu? Da. Nu știu, fumezi? Habar n-am. Nu, nu fumez nici măcar vape, narghile. Da. Viciul meu e să mă joc FIFA. Nu știu. E bun, e bun. Da. E bun. Care e mai bun la FIFA dintre voi doi? Recunoaște. A, cica recunoaște. Ce-a recunoscut, nu? Da, a recunoscut. Da. Biju, nu știu, îți mulțumesc frumos, au fost momente frumoase și se vede că vă iubiți, că sunteți familie, se vede că... Dacă tot ai vorbit de familie, avem și noi plăcerea să salutăm familia de acasă. Mare drag. Pe toți membrii din familie, surorile, cumnații mei, părinții mei, nepoții mei, îi salutăm și pe David, și pe Antonia, și pe Erico, și pe Nicolas. Nicolas este un nepot de-al meu, tot la fel, care este foarte talentat. Cred că-l știu, l-am văzut pe TikTok, da, nu? E băiatul... E băiatul surorii mele, da. Da, și cumnatul tău e aici, în tribună, nu? Da, el e aici. E aici cu noi. Da. Părinții mei mi iubesc foarte mult, surorile mele, cumnații mei, pe toată familia noastră și vreau să salut pe această cale și familiile colegilor mei din formație, pe care îi iubesc și sunt puii mei și sunt familia mea. Uite, mă iubesc pe toți. Ce relație aveți cu bunicii? Că vorbea Biju atât de frumos de părinții lui. Cu bunicii voi și ce relație aveți? Foarte bună. Mergem aproape în fiecare zi la ei. Cine gătește mai bine, mama sau bunica? Auzi vorbă. Cine gătește mai bine, mama sau bunica? Cine gătește mai bine? Mama sau bunica? Eu am crescut până la 7-8 ani pe mâncarea bunicii. Dar acum, de când sunt adolescent, îmi place mai mult mâncarea mamii. Corect. Și tu, Dani? Mâncarea gătită a lui mami și prăjită a lui mamei. Plăcinta? Prăjită. A, prăjită. Nu știu ce e. Ce? Adică când prăjește un cartof, am înțeles ce face, da. Și mâncarea gătită de la mama, de la soția mea. Știi ce vreau și eu? Și am bună plăcere. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a venit în minte chestia asta acum. Să-și salute și bunicii, să le dea și numele bunicilor ca să-i bucure. Chiar vă rog. Salut, tata e Biju, mama e Violeta, tata e Marian și mama e Daniela. Vă iubim. Spune-le și tu ceva? Nu trebuie să le mai dai numele? Vă iubesc. Așa. Sunteți conștienți că sunteți foarte norocoși că aveți bunicii toți în viață? Da. Da. Și eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru chestia asta. Tu și la prima emisiune mi-ai spus că ai avut mereu o relație impecabilă cu părinții tăi. Da, prima emisiune am vorbit mai mult eu cu tine, mai multe și
chestii de viață care au devenit pe TikTok, ai văzut cât de virale foarte sunt virale, toate, da. Toate, da. Întrebările pe care mi le-ai pus și toate... Și emisiunea asta o să devină foarte virală, dar este... Cu răbdarea, cu liniștea, cu etică. Exact, este emisiune dedicată băieților tăi. Eu vă mulțumesc din suflet că ați venit, dar nu o să închidem așa, Iurea, emisiunea asta. Trebuie să ne mai cânti ceva. Cu drag, și vreau să-ți cânti și ție, și pentru băiatul tău. Mamă. Că am reținut, pentru că mi-ești drag. M-am simțit foarte bine alături de tine în emisiune. Sper că și băieții tăi, nu? V-ați simțit bine, dragilor? Cred că cel mic de-abia acum s-a relaxat. Da, uite, acum îl văd. Să știi că la început emisiunii l-am văzut foarte încordat. Adică chiar a avut emoții și asta mă bucură. Adică e un sentiment frumos. Emoțiile sunt frumoase, dar niciodată să nu fie rușine ca emoții. E un sentiment foarte frumos. Când ai emoții, spui, am emoții și atunci se subînțelege dragul tău de persoana cu care comunici. Asta am și vrut în emisiunea asta, să vedeți cât de frumos și adică cât de important este să ai copii, să-ți urmeze drumul, dacă vrei, sau, eu știu, uite, în cazul lor se poate, au talent. Da, e foarte frumos să ți-i crești frumos, să-i vezi, așa cum a zis și el, mulțumesc, mamă, că sunt mereu impecabil. Sunt lucruri frumoase. Mai vreau ceva. Te rog, din suflet. Astăzi sunt așa, cu plin de idei emoționante. Foarte frumos. Vreau să-și fac amândoi o declarație de la frate la frate. Asta îmi place. Știi de ce? Pentru că știu cât de mult se iubesc și asta va fi foarte virală pe TikTok și fiecare frățior la rândul lui o să-i dedice ceea ce ei își urează împreună. Și de asemenea, tot eu mai vă rog după asta să vă descrieți fiecare în trei cuvinte. Cum îl vezi tu pe fratele tău în trei cuvinte și tu cum îl vezi pe Tony în trei cuvinte? Te iubești cel mai mult de pe pământ, Dani, mă. Bă, voi mă faceți să beau cu subiectele astea. Fără să mă pun pe gânduri. Cât de departe ai fi dispus să mergi pentru fratele tău? Mi-aș da viața pentru el. Mamă. Mi-aș da viața pentru el. Tu, Dani? Păi o dedicație. Și eu, i-am mai zis de multe ori. Îi spui? Îi spui de zi că îl iubești? Și vreau, uite, finalul să vă aparțină vouă și trupei voastre, jucătorilor voștri de la echipa națională, cum îți place ție să spui. Nu știu, ce vrei tu să ne mai cânti, Biju? Am promis că o să-ți cânt o melodie pentru băiatul tău. Da, ca să terminăm așa în emoții. Da. Și o să mai cântăm o melodie surpriză. Da. Pe care o dedic, dacă cânt de băiat, o să cânt și o melodie pentru cei care au fete. Frumos. Eu dedic cu drag colegului meu, Mehmet, de la orgă pentru fata lui, pentru Selen. Să-i trăiască. Pentru Antonia, nepoțica mea, fata lui Tavi. Și pentru toți care au fete, pentru Andreas, pentru fetița lui Andreas, noua venită pe lume, fata lui Dinte și pentru deci în trup avem Marius Mehmet, care am aflat zilele astea cea mai minunată veste, că o să aibă fetiță. Scumpa lui soție îi va dărui o fetiță. Deci brigadă cu... Și Biju, vorul meu. Pentru fata lui. Pentru toți, vă iubesc pe toți. Deci în trupa ta tătici de fetițe. Să vă trească copii la toți, la toată echipa mea, băieții și fetele. E adevărat, dă-te cu mine, ia dormene. Mama să dorm și dorm plângând de al tău dorma, dar va veni vremea o dată să nu mai plec niciodată. Vreau să stau mai mult cu el lângă al meu băiețel. Frate! Thank you.
ultimele strofe din viața mea, scrisă de mine. Pentru Adiță, se trească băiatul meu și toți care avem băieți. Am o poză în telefon, mă uit la ea și simt că mor. Și atunci când îmi e mai greu, plâng pe poza lui puiul meu. Așa că l-am prins curaj, i-am dat, i-am dat lui fiul meu mesaj. Nu fi supărat pe mine, de atâția ani nu dorm cu tine. E adevărat că timpul meu dorm mereu cu focul tău. Îmi spune, m-am însătoit, doar mă gândesc. Nu mai plec niciodată, că vreau să stau mai mult cu el lângă al meu băiețel. O, băiatule, să-ți trească băiețelul. Și avem una, cum am promis, pentru toți care au fete. Fete, fete, fete. O melodie nouă, pentru cei de acasă, să asculte cea mai frumoasă melodie pentru cei care sunt părinți de fete. Ce vreți voi, campionii mei?
sună bine unu, ca mine nu e niciunu. Adiță nebunu, e numărul unu, e numărul unu, da, 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 da.